O femeie și-a înjunghiat soțul după ce aceasta a găsit niște fotografii vechi în care bărbatul apărea alături de o tânără pe care aceasta nu o știa. Ea nu și-a dat seama că în acele fotografii era chiar ea în tinerețe. De-a lungul timpului, pe tot globul au fost înregistrate multe întâmplări bizare, inexplicabile din punct de vedere rațional. La fel s-a petrecut și o întâmplare între doi soți, pentru care comunicarea ar fi fost esențială. Fără să apuce măcar să dea o explicație, bărbatul a fost înjunghiat de către femeia iubită. O femeie din Sonora, Mexic, și-a înjunghiat soțul după ce a dat peste niște fotografii mai vechi, în care acesta era acompaniat de o femeie mai tânără. Se pare că misterioasa femeie era chiar ea. Suspecta Leonora a fost arestată la scurt timp după incident. Leonora și-a atacat soțul pe Juan după ce a văzut în telefonul acestuia câteva fotografii în care apărea alături de o femeie mai tânără. Se pare că fotografiile erau de pe vremea când cei doi nu își oficializaseră încă relația. Juan le digitalizase pentru a le putea păstra și în telefon, însă a apucat să explice soției sale abia după ce fusese deja înjunghiat. Bărbatul a reușit să ia cuțitul din mână soției sale, iar polițiștii au venit la scurt timp după aceea, alertați de vecinii care au auzit țipete venind din casa celor doi. Polițiștii au intervenit la locuința celor doi, iar Leonora a fost arestată, relatează adevărul.ro.